Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up. Stimați telespectatori, bine ați venit la Alfa Media, bun găsit la emisiunea Perspective Politice. Alegeri locale 2024. În 9 iunie este o zi foarte importantă. Dumneavoastră, stimați telespectatori, cu drept de vot, sunteți factorii decizionari în ziua alegerilor, pentru că de votul dumneavoastră va depinde cine va ajunge în mandatul următor la conducerea primăriilor, la conducerea Consiliului Județean, la consiliile locale sau la consiliile județene. Alături de mine este candidatul Partidului Social Democrat la primăria Medgidia. Doamna Luminița Vlădescu, bine ați venit! Bine v-am găsit, bine i-am regăsit pe medgidienii noștri. Mai ales pe cei cu drept de vot, pentru și că mai ales pe cei cu drept de vot. În această emisiune, dumneavoastră trebuie să-i determinați pe cetățenii cu drept de vot să pună ștampila pe numele dumneavoastră în ziua alegerilor, pentru că dumneavoastră, Luminița Vlădescu, candidați pe lista Partidului Social Democrat. Dar dacă veți ajunge la primărie fără un consiliu local în care să aveți majoritatea, nu veți putea să finalizați ceea ce v-ați propus. Iată că acum noi vă invităm pe dumneavoastră să spuneți ce vă recomandă pentru ca în următorul mandat să ajungeți la cârma Medgidiei. Cum bine cred că știe toată lumea din Medgidia și mă cunoaște, sunt un om dedicat în activitatea administrației publice locale. Sunt un om care cunoaște administrație publică locală și nu numai administrație publică locală, ci alte domenii în domeniul economico-financiar. Vă considerați un profesionist? Mă consider un profesionist pentru că am o vechime foarte mare. Sunt și expert contabil cu ștate vechi, cu activitate îndelungată în acest domeniu. Am lucrat în sistem bancar, acolo unde am purces în activitatea asta de jos, de la activitatea de inspector credite până la activitatea de management, de director. Am trecut prin toate etapele de activitate al unui profesionist și consider că în administrație publică locală și în orașul Medgidia cunosc toate problemele orașului și știu din primul moment ce trebuie făcut astfel încât viața medgidienilor să se schimbe în bine și să trăiască în normalitatea pe care și-o doresc și ei, așa cum am constatat eu în teren când am vorbit cu ei în ultima perioadă. Considerați că nu trăiesc în normalitate? Considerați că cetățenii Medgidiei nu beneficiază de o siguranță, nu se află în siguranță? Da, în ultimul timp, cel puțin în perioada aceasta de când am început să merg pe teren și să vorbesc cu dumnealor, să le cunosc nevoile și problemele, am constatat că ei au fost abandonați într-un fel din punct de vedere al serviciilor publice care trebuie asigurate pentru cetățenii orașului, din punct de vedere al siguranței, al sănătății, al vieții de zi cu zi, al învățământului, al culturii, chiar și al activităților pentru tineri. Toate aceste lucruri se văd în oraș. Este un oraș trist, abandonat, un oraș în care nu mai este viață. Pur și simplu, dacă mergeți sâmbăta sau duminica pe stradă, o să vedeți un oraș pustiu. Ceea ce nu mi se pare în regulă, mai cu seamă că Medgidia era un oraș cu tradiție. Din istoria sa era un oraș panair, practic. Aici se întâmplau lucruri și de cultură tot timpul. Dar și în prezent, și în mandatul 2000, 2000,
2024 s-au întâmplat. Haideți să ne aducem aminte de Festivalul Dapix, de Festivalul Tinere Speranțe, de Festivalul de Teatru. De acord cu dumneavoastră, numai că în cursul săptămânii, dacă mergeți pe stradă, veți constata că este o tristețe și o lipsă a oamenilor pe stradă, o lipsă a tineretului, un oraș pur și simplu pustiit. Așa l-am caracterizat eu, văzându-l în teren, da. Văzând din teren acest lucru. Ați luat orașul la pas? L-am luat la pas, am discutat și am vorbit cu foarte mulți oameni. Ce din toate categoriile. Există o blazare, o dezamăgire. Probabil că au fost atât de amăgiți încât dezamăgiți pe administrația publică sau pe politicieni? Pe administrația publică locală. Din cauza celor care s-au promis și nu 100% s-au realizat? Da, cu siguranță din acest motiv. Gândiți-vă în momentul în care a venit vechiul edil în Megidia, a venit pe o promisiune foarte importantă, li se reduce tariful la apă. Poate că oamenii n-au crezut de la bun început, au trăit cu această dorință de a vedea o schimbare, însă această schimbare n-a venit pe niciun plan din punct de vedere al serviciilor publice. Și vă dau un exemplu foarte clar. Uitați-vă pe partea de salubrizare. Este un oraș mai murdar decât înainte, deși știți bine că și atunci erau probleme. Pe partea de iluminat stradal, sunt zone întregi, cartiere întregi unde iluminatul nu funcționează. Cel puțin în zona de blocuri vă spun clar că iluminatul nu funcționează. Pe partea de întreținere drumuri și întreținere spații verzi, pe partea de spații verzi pur și simplu au dispărut sute de copaci. Megidia nu mai este un oraș verde cum îl știm noi că era în urmă cu câțiva ani. Este un oraș abandonat și din acest punct de vedere. Sau se laudă administrația cu două parcuri care practic au plantate niște plante exotice care an de an sunt replantate, pentru că nu au fost aceste plante, acești copaci nu au fost aclimatizați acestei clime specifice nouă orașului. Și astea ar fi poate cele mai mici probleme. Sunt probleme sesizate de cetățeni? Sesizate de cetățeni în mod constant. Pe unde am mers, sunt probleme de acest gen. Deci v-au sesizat astăzi dumneavoastră, doamna Luminița Vlădescu, dar v-au spus, au mers la primărie în momentul în care au început să se taie copacii. Au mers și l-au întrebat pe edil sau l-au întrebat aparatul administrativ? Vreau să vă spun că există nemulțumirea și din punctul de vedere al faptului că nu mai există o comunicare cu conducerea primăriei sau cu cineva din primărie. Nu mai se fac acele audiențe promise. Știți că se promitea că vor fi audiențe în cartiere, la cetățenii, unde sunt problemele. Ele nu se mai fac, aceste audiențe nu se mai fac nici măcar în primărie. Începuse chiar din perioada în care mai eram viceprimar, nu mai exista nici măcar birou unde puteam să facem audiențe. Oamenii veneau țintit pe anumite probleme, cunoscându-mă sau știind că mă ocupam de anumite servicii. Acum m-am întâlnit cu administratorii de bloc, pe care eu, dacă vă aduceți aminte, îi chemam în anumite zile săptămânal pentru ședințele cu asociațiile de bloc, unde își manifestau nemulțumirile sau problemele și le solicitau. Nu au mai fost. Cereau un sfat, o soluție. Cereau un sfat, o soluție, ne rugau să îi ajutăm cu societățile care administrează anumite servicii și o făceam. Acum îmi spuneau că n-au mai avut pe cine să sune sau cu cine să comunice. Am constatat această nemulțumire în toate zonele orașului. Este chiar o mare problemă. De aceea a spus că se simt abandonați? Da, pentru că sunt foarte multe probleme. Uitați, astăzi m-am întâlnit cu persoane atât din zona de est, din zona de blocuri, cât și din zona de nord. Îmi povesteau că
își fasonează singuri gardul viu, că au crengile copacilor care le bat în geam și nu sunt speriați că nu, că le pot sparge geamurile, și că au venit, au făcut cerere și că nu li s-a răspuns nici în acest moment, deși au făcut cereri cu multe luni în urmă. Nemulțumirea pentru faptul că nu există un transport în comun, se stă în stații câte 45 de minute, o oră chiar, se merge cu mijloace de transport insalubre, cu un comportament al angajaților față de cetățeni umilitor și batjocoritor. Sunt foarte multe probleme de acest gen. Eu consider că oamenii din administrația publică puteau să afle aceste lucruri dacă își dădeau mai mult interes pentru cetățean. Că de fapt asta le și spun neam când eram în primărie și le spun și oamenilor, noi suntem în slujba cetățenilor. Funcționarul public nu este un bătaf, este un om angajat din banii cetățeanului. Practic, publici. Patronul lor este cetățeanul care plătește impozite și taxe. Este dureros. Probabil că dacă ați fi mers sau dacă ați fi interesați și dacă ați avea timp să vedeți câtă nemulțumire este din acest punct de vedere, practic v-ați dat seama că există o nemulțumire totală pe partea de servicii publice, este foarte clar. În spital, chiar am constatat că oamenii îmi spuneau că nu li se mai asigură serviciile medicale, vin cu medicamente sau cu rețete de acasă, cu banii de acasă pentru a-și asigura medicamentele în spital. Deși angajații fac toate eforturile ca să... Cadrele medicale își fac treaba, încearcă să... Eu la cu dreptul la replică știam că nu vin cu medicamentele de acasă, nu sunt trimiși să-și achiziționeze medicamente, că este dotat spitalul. În ultimul timp vreau să vă spun că s-au confruntat cu astfel de situații, mai cu seamă că nu le-au funcționat nici anumite echipamente, aparaturi. Sunt echipamente aduse de către TICA, Asociația Turcă care a reabilitat ambulatoriu, un RMN și un CT care nu este, deci practic n-a fost pus în funcțiune, motiv pentru care oamenii se deplasează la Constanța pentru servicii de acest gen. Ne întrebăm și noi de ce s-a ajuns în această situație. În calitate de consilier local ați întrebat, ce răspuns ați primit? De nenumărate ori am pus întrebări, cred că s-a văzut și în ședințele de consiliu, că poate de multe ori am fost singura care pune întrebări în ședințe de consiliu și nu o face tendențios, ci pur și simplu ca să aflăm... Mi s-a spus și că contra. Da, pentru că pun întrebări. Dacă am avea un interes comun, consider că n-ar trebui să se supere nimeni, ci ar trebui să găsim soluții și orice întrebare pusă de oricine ar fi un plus pentru pentru oraș, pentru că practic orice întrebare este un plus, chiar dacă pare că ne mulțumește că pun întrebări suplimentare. O să vă dau un exemplu. La ultimile ședințe chiar am... Văzând că sunt aproape singura care pun întrebări, am încercat să evit să mai pun întrebări. Pur de ce n-ați mai adresat întrebări? Am avut execuția bugetară unde aveam depus întrebări, fiind un domeniu în care mă pricep și un domeniu pe care întotdeauna l-am avut în vedere. Și vedeam niște lucruri esențiale. Vreau să vă spun că vedeam situația economică a orașului la data de 31 decembrie 2023, unde eu personal, din execuție, văd că suntem un oraș îndatorat, cu sume foarte mari. De asemenea, văd că din proiectele, finanțările care s-au realizat încă din 2017, cu proiectele pe care le știți și cu care se laudă edilul, pe 2023, din valoarea respectivă, doar 15% este realizat și se reiese din raportul
angajaților. Nu mai intru pe documentele în sine, ci pur și simplu sunt lucruri. S-a luat un credit de încă 20 de milioane de lei, deci practic am ajuns la valoarea de 35 de milioane de lei. Ce înseamnă pentru Mecidia? 350 de milioane de miliarde de lei, suma pentru care a fost acuzat ani de zile domnul Moinescu că a luat-o ca și credit pe un termen de 20 de ani. Noi, acum, actuala administrație, au luat-o pe un termen foarte scurt. Care a luat-o, dar ce înseamnă pentru Mecidia acest lucru? Va îndatora orașul foarte mult, va aduce un prejudiciu foarte mare pentru viitorul orașului nostru. Eu le spuneam mereu oamenilor să se gândească foarte bine dacă lor le place ce se întâmplă în momentul acesta și să se gândească la viitorul acestui oraș, la viitorul copiilor noștri, pentru că nu este îndeajuns să văruiești niște licee, ci trebuie să faci și educație în acele licee, să asiguri și un climat favorabil. Favorabil sau un climat bun în oraș, să existe unitatea de care vorbesc și în sloganul meu. De ce v-ați ales acest slogan? Unitate, continuitate, dezvoltare. Pentru că eu consider că... Știți de ce vă întreb? Pentru că m-au întrebat chiar și pe mine, locuitoria Mecidiei. Nu, există un blat între PSD și PNL, de ce spun unitate? Pentru că unitate nu înseamnă unitate între politicieni, unitate înseamnă unitate între oameni, unitatea tuturor mecidienilor să meargă pe în aceeași direcție pentru viitorul orașului nostru. Și continuitate? Continuitate, pentru că acest oraș este un oraș cu tradiții istorice, cu tradiții economice, la care au muncit multe generații de-a lungul timpului. Dacă veți ajunge la crâma Mecidiei, veți continua proiectele? Voi continua absolut. Inițiate de Valentin Vlahie? Bineînțeles, pentru că sunt proiecte la care am lucrat și eu în 2017 și alți colegi de-ai mei și colegi din primărie plătiți de Mecidien ca să aducem aceste proiecte. Cum aș putea să mă opun unor proiecte care aduc beneficii orașului nostru? M-am întrebat pentru că mulți, dumneavoastră știți că ați fost acuzată și există voci care spun Lumița Vlădescu a votat împotriva dezvoltării Mecidiei. Niciodată n-am votat împotriva vreunui proiect de dezvoltare. Niciodată. Absolut niciun proiect care, chiar dacă avea anumite hibe strict tehnice, matematice, aritmetice, am zis, domne, nu contează, important este că se face acel proiect și pe parcurs se îmbunătățește proiectul. Proiectele noastre au fost bune toate, pentru că am lucrat cu toții la aceste proiecte. Singura problemă pe care au avut-o proiectele noastre au fost că nu au fost bine coordonate, controlate, monitorizate și am ajuns... La lucrări. La lucrări, la execuție. Au trecut ani de zile până au... Și nici acum unele dintre proiecte nu sunt finalizate. Acest lucru a presupus sume în plus din bugetul local, adică o presiune foarte mare pe bugetul local. Această presiune a concurat practic la a lua aceste credite pentru cofinanțări. Dacă aceste proiecte erau monitorizate, erau controlate, verificate, dacă angajații care erau se ocupau de aceste proiecte, stăteau pe teren tot timpul, monitorizau graficul de lucrări, trăgeau la răspunde constructorii, atunci poate că nu ajungeam să se mărească anumite valori la proiecte de 3 ori, poate și de 4 ori. Lucrul ăsta este inacceptabil în momentul ăsta și practic este important ca din prima oră în care intru în primărie, primul lucru pe care îl voi face, voi verifica sau poate, dacă vreți, voi face un audit personal al fiecărui proiect, pentru că chiar mă pricep la partea de... Știți de ce zâmbesc și v-am provocat? Dacă veți intra în primărie, dacă Lumița Vlădescu va ajunge la crâma Mecidiei, va intra cu mătura și cu fărașul? Nu, sub nicio formă, pentru că îmi cunosc colegii... Știți că este la modă oamenii lui X să plece pentru că vin oamenii lui Y. Nu, e adevărat. Deci eu am lucrat cu acei oameni, cu majoritatea dintre ei care sunt în primărie pe activitatea de proiecte.
Au fost și colegii mei și în mandatul în care era primar domnul Iordache și în mandatele domnului Vrabie, deși este exclus acest lucru. Chiar dacă am avut poate opinii diferite, întotdeauna am ajuns la o concluzie comună și de multe ori și critica este constructivă și ne ajută să performăm, să aducem, să facem lucruri bune. Mie mi-au plăcut întotdeauna colegii care au criticat, să știți. Întotdeauna am avut în toate și presa locurile care v-a criticat? Să știți că de multe ori, la început, când nu eram obișnuită cu acest lucru, sufeream. Ulterior am înțeles. Chiar vă povestisem odată că am și făcut un master în comunicare pentru că știam că am o problemă pe partea de comunicare, eu fiind un om de cifre și vorbind mai mult în cifre, am vrut să-mi dezvolt și să mă dezvolt pe această abilitatea comunicării. Această abilitate să o am. Nu este ușor, pentru că eu cred că te naști cu asta. Dar cred că am reușit să depășesc anumite limite și, pe de altă parte, am început să înțeleg și presa, mai cu seamă că la acel master am avut mulți colegi din presă care, de fiecare dată când prezentam un proiect, începeau cu criticile, mai cu seamă că veneam din domeniul politic. Până când anumiți profesori le spuneau să mă lase pentru că trebuie să aprecieze că vreau să-mi dezvolt și să-mi corectez anumite lucruri pe care orice om care vrea să se dezvolte vrea să o facă. Doamna Luminița Vlădescu, dacă veți ajunge la conducerea primăriei Medjidia, cum veți manageria bugetul local? Și ne interesează și părerea dumneavoastră cum a fost manageriat în acest mandat. Pentru deci, că v-ați exprima nemulțumiri. Da, avantajul cel mai mare este că eu mă pricep la partea economico-financiară. Chiar lucrez și acum pe cabinetul meu de expertiză contabilă. Am avut și niște expertize în domeniul de administrație publică. Sunt convinsă că este un plus pentru faptul că știu să mă uit în financiarele unei primării și cu siguranță adică voi ști să pun întrebările astfel încât să găsesc soluțiile potrivite pentru situațiile în care sunt probleme. Deci eu în primul rând, prima măsură a mea și o spun cu toată inima pentru că știu că este posibil de făcut, va fi diminuarea impozitelor și taxelor. Nu este o măsură populistă și vă spun și de ce. Pentru că în momentul în care diminuezi impozitele și taxele, ajuți absolut toată populația și întreprinzătorii particulari și societățile mai mari sau mai mici să-și achite în timp real impozitele, pentru că și ei la rândul, după cum bine știm, situația economică din ultimii ani a fost destul de greu de suportat prin fiscalitatea care s-a schimbat la nivel macroeconomic. Prin național. Da. Deci acest lucru este posibil. Pe codul fiscal e posibil de realizat. Oamenii m-au întrebat, păi cum o să faceți? Păi este foarte simplu. Taxele au crescut de 3 ori în mandatele domnului primar. Acum, dacă le reduci la 50%, cum prevede codul fiscal, ele rămân crescute cu o dată și jumătate. Automat că, concomitent cu acest lucru, s-au vândut foarte multe active, adică terenuri, clădiri, centrale termice, s-a mărit baza de impozitare. Baza de impozitare care ajută la creșterea volumului încasărilor din impozite și taxe. Sunt taxe foarte mari. Oamenii de afaceri, societățile comerciale se plângeau în mod constant de această situație. Nu vă mai spun pe taxa de gunoi, care oricum eu rămân la ideea că este aplicată incorrect, pentru că este o taxă pe care a stabilit-o cândva Asociația de Dezvoltare Dobrogea, cea care se ocupa la nivel județean de salubrizare, colectare și transport al deșeurilor, lucru care
a adus niște nemulțumiri la nivelul populației și chiar la nivelul societăților comerciale. De multe ori, taxa de gunoi este mai mare decât impozitul pe clădirile sau activele pe care le are fiecare în parte. Asta este o măsură și de dezvoltare economică și o măsură și socială pentru cei care chiar nu-și pot permit să plătească impozitele. De asemenea, este și o măsură care ajută la a atrage noi investitori, la a deschide orașul către investitori. De a crea locuri de muncă. Pentru că, știți, fiind și având și cabinet de contabilitate, am constatat că multe societăți își deschid acum firme în comune, sate, unde le este mai ușor să activeze, pentru că, nu știu, au alte deschideri din partea primarilor, ei neavând foarte multe firme, sunt mai deschiși și mai atenți la societățile comerciale. Lucru pe care trebuie să-l facem și noi, trebuie să acordăm o atenție maximă tuturor agenților economici. Politicii partidului, pe lista căruia candidați, da, trebuie să veniți cu măsuri sociale. Cu măsuri sociale în mod special și cu măsuri economice, pentru că este necesar să dezvoltăm orașul și să-l deschidem către noi investiții. Eu în programul meu chiar prezentam și am discutat cu colegii mei consilieri să ajutăm la promovarea zonei industriale IMUM, acolo unde erau 32 de hectare disponibile cu utilități pe utilitățile chiar pe teren. Infrastructura există. Infrastructura existentă. Chiar dacă sunt firme care au licitat și au luat, sunt convinsă că putem să-i ajutăm prin diverse promovări la nivel național și chiar la nivel internațional, astfel încât să-și deschidă activitățile economice și să dezvoltăm toată zona aceea, unde este păcat, a fost dintotdeauna o zonă industrială care a fost lăsată în paragină, acum ar trebui să o reconstruim împreună. Iar rolul unei administrații locale este acesta, de a contribui și de a ajuta întreprinzătorii să fie cunoscuți și să obțină informații și să obțină tot ce au nevoie, astfel încât posibilitățile lor de dezvoltare să fie cât mai facile. Doamna Lumința Vlădescu, candidatul Partidului Social Democrat la primăria Mercidia. Pe site-ul noastră de socializare și chiar și pe site-ul partidului pe care îl reprezentați, mă refer la organizația Mercidia, am urmărit niște filmulețe. Dumneavoastră ați spus să mergeți la pas. Acum ați constatat că există aceste nereguli, există aceste probleme cu care se confruntă cetățenii sau le cunoșteați cât de cât, dar ați vrut să veniți cu ele să le faceți public. Vreau să vă spun că, după cum bine știți, eu nu mai sunt în primărie din luna martie 2020. Timp în care eu mi-am îndreptat activitatea mea către ceea ce știu să fac mai bine, către profesia mea, plus că sunt și consilier parlamentar în cadrul Senatului. Deci eram un om care activ, care făcea naveta între București și Constanța. Nu am mai fost permanent în oraș să văd toate problemele orașului așa cum le vedeam din activitatea mea de viceprimar. Vedeam anumite zone, începând de anul trecut, din primăvară, mergeam prin oraș, dar nu am cuprins toate zonele orașului și nu am putut să vorbesc cu toți cetățenii, pentru că, în primul rând, mă gândeam în ce calitate să o fac, dar totuși decât ca și consilier. Vă prezentau anumite opinii Da, mă contactau, sunam colegii din servicii publice, în mod special, că erau mai mult probleme de servicii publice, după cum bine știți, și pe partea de activitate de câini fără stăpân, am avut gestionarea serviciului comunitar câini fără stăpân, am avut câteva activități împreună cu asociațiile din Mercidia și cu primăria
pentru sterilizare și găsirea de soluții, astfel încât să mulțumim cetățenii orașului în condițiile în care nu aveam o activitate foarte bine pusă la punct și lăsasem această alături activitate de iubitorii suspendată. De animale, dumneavoastră ați luptat împotriva chingheriei. Da, și pe acest lucru am reușit să merg prin oraș, dar nu așa de mult cum era în perioada în care eram viceprimar, când puteam să intervin imediat prin decizii și prin a lua alături de mine colegi care să rezolve problemele. Acum trebuia să apelez și eu, la fel ca și cetățenii, la bunăvoința lor. Poate de multe ori o făceau, alte ori poate aveau alte priorități, însă acum cu adevărat, fiind implicată pentru că vreau să știu cu ce mă voi confrunta de pe 10 iunie încolo, am vrut să discut cu cât mai mulți oameni, să văd cât mai multe lucruri. Am văzut foarte multe zone unde nu s-a întâmplat nimic. Vă dau exemplu zona de nord, blocurile A-uri, B-uri, C-uri, D-uri, și acum se plâng de aceleași lucruri și nu s-au rezolvat sub nicio formă problemele lor de zi cu zi. Iluminatul stradal, drumurile, măturatul, întreținerea spațiilor verzi, siguranța cetățenilor, pentru că sunt și acolo probleme pe siguranța cetățeanului. Sunt foarte multe probleme. Probleme care se pot rezolva, v-am spus, foarte simplu, printr-o bună coordonare, organizare, coordonare și control. Eu sunt convinsă că nu costă bani să te implici și să coordonezi și să controlezi activitatea astfel încât să fie făcută bine pentru în folosul cetățeanului. În filmulețele postate de dumneavoastră, păresc că sunteți singură în teren. Nu sunt singură, însă colegii mei care merg, bineînțeles că nu mă duc singură, pentru că ar fi, nu știu, nici nu cred că ar fi normal să o fac. Am alături de mine o echipă extraordinar de implicată și dornică. Sunt foarte mulți colegi nou veniți, care sunt cum eram eu la început, să schimbăm lumea, să ne dorim să facem lucruri foarte, știți cum e la început, ești atât de dornic să faci lucruri bune pentru oameni și să faci lucruri importante încât pui tot sufletul acolo. Sunt cu ei, numai că de multe ori vreau să fiu eu cea care, dacă tot s-a adus ideea că eu sunt cel care critică în oraș, să rămân eu cel care arată cu degetul, deși adică îi protejați într-un fel. Îi protejez, efectiv îi protejez, plus că să știți că întotdeauna am protejat și în primărie când eram, de multe ori conflictele mele cu primarul erau datorate faptului că îmi protejam colegii. Ei veneau, îmi spuneau problemele, eu mergeam și eram interfața între ei și primar și poate de multe ori am suportat și lucruri care mi-au fost defavorabile, dar nu-mi pare rău, pentru că am spus exact ce era în realitate și sunt convinsă că în timp oamenii au văzut că am avut dreptate. Adică, dacă vă aduceți aminte, discuțiile mele, primele discuții ale mele cu domnul primar au pornit de la spital. Și m-am întâlnit cu oameni din spital care mi-au spus, doamnă, câtă dreptate ați avut. Deci, într-un fel, am zis, n-am vrut să am dreptate și îmi pare rău că am avut dreptate, dar consider că dumneavoastră, care sunteți angajați, cum le spuneam și colegilor mei, trebuie să schimbați lucrurile, să nu vă mai lăsați manipulați, ci pur și simplu când aveți o problemă să fiți uniți și să o prezentați așa cum este. Oamenii evită pentru ca să-și asigure un loc de muncă, ca să nu-și piardă un loc de muncă. Poate că nu știu să-și prezinte o situație astfel încât să nu fie repercursiuni. Sau să lupte pentru drepturile lor. Sau să lupte pentru drepturile lor. Situația ajunge în... Că de multe ori nici edilul nu poate să le știe pe toate. Important e ca oamenii să spună aceste lucruri, iar edilul să aibă disponibilitatea să asculte și să nu creadă că le știe pe toate. Aceasta va fi iar pentru mine o lecție, pentru că am văzut ce înseamnă să nu vrei să asculți
colegii și să încerci să intri, chiar, să, chiar dacă te contrazic, să vezi de ce te contrazic și cum poți să ajungi la concluzia sau la obiectivul pe care tu l-ai de făcut, cu care ai venit, cu care, cel pe care l-ai promis oamenilor, astfel încât să-l înțeleagă și colegii tăi și să ajungeți împreună să-l rezolvați. Să ajungeți împreună. Deci primarul are nevoie de o echipă. Are nevoie de o majoritate în Consiliul Local. Să știți că majoritatea, eu nu sunt de acord. Adică în ultimul timp consider că nu neapărat majoritatea este importantă și vă spun și de ce am această concepție. Pentru că sunt convinsă că și în Consiliul Local sunt oameni care văd realitățile orașului. Iar tu, dacă ești un om comunicativ, care explici, care încerci să vorbești cu fiecare în parte, să explici de ce vrei tu măsura asta, dacă ai transparență față de cetățeni, o explici public, automat că nici oamenii nu sunt împotriva orașului, astfel încât să spună, nu, eu vin din PSD sau din PNL și eu nu votez ca tine, că nu vreau eu, că am ordin să nu votez. Nu e adevărat. Oamenii votează dacă înțeleg despre ce este vorba și dacă știi să comunici cu ei. Și dacă îi faci să înțeleagă și ai disponibilitatea să îi faci să înțeleagă, iar toate aceste proiecte trebuie să le cunoască cetățenii. Deci, de ce e nevoie de un pluralism politic în Consiliu? Este nevoie de un pluralism și politic și de gândire și de idei și de mentalități, pentru că toate acestea concură la unitate și la dezvoltare și automat că ne dezvoltăm și orașul, ne dezvoltăm și noi ca oameni, fiecare în parte, și poate că spunem, măi, am avut ceva de învățat din lucrurile pe care le-am făcut greșit și acum vreau să le corectez. Eu, să știți că, deși am trecut prin foarte multe situații neplăcute, atât la nivel personal, cât și ca familie și, și cu oamenii, pentru că probabil aveau o percepție greșită despre mine, consider că a fost un plus, că am învățat foarte mult, am lucrat și cu mine și am înțeles că trebuie cu oamenii să fim comunicativ și să-i înțelegi și să, când vrei să faci un lucru, să știi să le explici acel lucru. Să te pui totuși în locul lor. Să te pui în locul lor. Exact. Întotdeauna să fii în locul celuilalt, să te îmbraci în haina celuilalt, cum se spune în popor, ca să vezi de ce el gândește așa. Lucru pe care eu nu-l făceam, v-am spus, fiind un om de cifre, la mine 1 plus 1 egal 2. Lucram într-un sistem unde lucrurile erau foarte clare, pe proceduri, exacte, pe fluxuri, pe lucruri exacte, pe calcule, și nu înțelegeam foarte bine și fenomenul acesta de comunicare interumană, astfel încât oamenii să înțeleagă ceea ce tu vrei să faci și să fie și de acord cu tine. Interacționează oamenii în Megidia, socializează? Da, sunt. Ați văzut oameni triști, oameni dezamăgiți. Să știți că inițial am găsit și oameni care chiar nu voiau să mai vorbească și spuneam, bun, nu vreți să comunicați, nu vreți să mă supărați, alegeți. Supărați pe politicieni? Supărați pe tot, pentru că probabil așteptările lor au fost atât de mari încât dezamăgirile au fost tot atât de mari. Și le-am spus, înțeleg, nu vreau să mă votați, vreau doar să-mi spuneți care vă sunt problemele. De ce ați ajuns în situația asta? Și începeau să povestească. A spus, nu vreau să mă votați. Nu vă cer. Adică nu forțați. Nu forțam să mă voteze. Voiam doar să știu de ce sunt în situația asta și să vedem cum putem schimba împreună, în așa cum unitate, lucrurile, astfel încât să ne bucurăm că trăim într-un oraș curat, un oraș liniștit, un oraș, cum îmi spuneau colegii mei de facultate când au venit prima dată în vizită la mine cu ani în urmă, cu mulți ani în urmă, un oraș de mici burghezi, bine, între ghilimele, dar vreau să spun că îmi întrebam cum vi se pare Megidia, zice, un oraș liniștit, frumos, de mici burghezi. Exact asta a fost, cam și am fost mirată la momentul ăla și n-am realizat, dar într-adevăr viața noastră s-a schimbat foarte mult. Parcă suntem îndârjiți unii împotriva altora, supărați unii pe alții, supărați pe viață, supărați pe tot ce nu înțelegem foarte repede lucrurile, reacționăm agresiv de multe ori. Lucrurile astea trebuie să le schimbăm. Există viață economică?
Există viață economică. Ce veți face dacă veți ajunge la cârma Medgidiei? Cum veți veni în întâmpinarea agenților economici? În primul rând voi merge la fiecare în parte. Vreau să vă spun că este așa, am o dorință de a cunoaște toate problemele oamenilor, mai cu seamă că în această perioadă, fiind și în București, alături de oameni care luau decizii pe parte de finanțări, mi-am dat seama că este foarte important să cunoști și problemele oamenilor și să le poți prezenta acelora care iau decizii și să poți să fii o interfață între cei care iau decizii și cei care trebuie să le aplice. Și un mediator. Un mediator, bineînțeles. Sunt convinsă că acum voi ști să merg la instituțiile din București, instituțiile statului român, și voi ști să cer pentru oameni și pentru Medgidia lucrurile altfel de cum aș făcut-o până să lucrez și în București. Să-i cunosc pe acei oameni. Care este viziunea politică a Luminiței Vădescu? Viziunea mea politică este următoarea: să transformăm Medgidia într-un oraș unde să toată lumea să trăiască normal, în normalitate, și să facem din orașul ăsta un oraș cunoscut și căutat și dorit pentru investitori. Vă spun, întotdeauna am spus-o și acum cu atât mai mult și celor colegilor din București cu care am mai avut ocazia să vorbesc, Medgidia are atât de multe posibilități. Este un nod comunicațional. Gândiți-vă că noi suntem aici, suntem despărțiți de canalul Dunărea, Marea Neagră, suntem foarte aproape de autostradă, foarte aproape de aeroport, avem un port. Suntem pur și simplu într-o situație favorabilă pentru orice investitor și orice om care vrea să se dezvolte aici. Are Medgidia resursă? Are Medgidia resursă umană? Are materială? Are resursă umană. Are nevoie de dezvoltarea acestei resurse, de a conștientiza această resursă, de o școală de meserii și pentru categoria de oameni care nu are posibilitatea să-și facă o meserie, pentru că sunt foarte multe categorii de oameni care nu au reușit să-și mai continue studiile și din cauza cărora, din cauza acestui fapt, nu pot să facă nicio meserie. Aici trebuie să intervină politicul cu programe sociale, să găsească soluții pentru, pentru acești oameni care nu au școală, nu au meserie, nu sunt practic marginalizați, lăsați la marginea societății, care trăiesc numai din ajutoare sociale sau din diverse alte activități care nu sunt, sunt la limita legii. Aici trebuie să intervină și aici trebuie să conștientizăm noi, administrația publică locală, cu aparatul pe care îl avem, să putem să-i determinăm pe acești oameni să înțeleagă că este necesar ca viața lor să se schimbe. Sunt convinsă că și ceilalți contracandidați, eu m-am văzut, i-am urmărit, toți vor bine, adică nu vine nimeni. Probabil că nu-și dorește nimeni să facă rău unei comunități. Numai că trebuie să privești cu dorința și cu știință, pentru că trebuie și știință, să știi și cu ce te confrunți. Administrația publică locală este un domeniu extrem de complex. Nu poți să conduci o administrație, să vii să coordonezi activitatea dacă nu ai experiență în domeniu, dacă nu cunoști acest domeniu care este extrem de complex. Trebuie să știi din prima zi când intri în primărie care sunt activitățile primăriei, cum se pot, ce să ceri de la oamenii din primărie. Adică să știi din primul moment ce să ceri și să știi cum să ceri, astfel încât să-i determini să-ți dea răspunsurile necesare pentru a lua deciziile și a merge să-ți realizezi programele cu care tu ai venit în fața cetățenilor și ai promis că le faci. Care este rolul femeii în politică? De ce Medgidia să voteze o femeie
la conducerea primăriei Mercedia. O să vă spun ce am constatat eu, fiind în București, am lucrat cu foarte multe colege din primar, care veneau pentru obținere de finanțare pentru localitățile sale. Am lucrat și cu colegi primari, care de asemenea și ei erau interesați. Dar am constatat că femeile au așa o determinare și o dorință. O fac ca pentru ele acasă. Adică pentru ele activitatea profesională sau activitatea din primărie este acasă pentru... Cum se gospodăresc acasă. După cum știți, de exemplu, doamna primar de la Saraiu chiar spune, are și un slogan, Saraiu acasă, e ceva de genul. Deci pentru ele înseamnă acasă activitatea din primărie. Exact cum sunt foarte implicate, într-un cuvânt. Sunt foarte determinate. Au o determinare. Mergi cu ele și discuți cu anumiți secretari de stat sau miniștri și poate ăia încep să povestească că știți că ar trebui așa. Nu, domne, mie îmi dai soluții și nu se lasă și până la urmă nu se lasă până când nu obțin soluția necesară. Bărbații sunt mai... mai liniștiți, într-un fel, din acest punct de vedere, să nu... Și mai... mai reci, femeile au o sensibilitate mai, umană. Da, femeile sunt mai dornice să rezolve problemele oamenilor. Noi așa am fost născute, de fapt, să ne sacrificăm pentru familie. Suntem întotdeauna, ne lăsăm pe ultimul loc, cum bine știți. Și așa se întâmplă și în viața profesională și în viața socială. Tot timpul femeia are acel ceva în plus pe care i l-a dat Dumnezeu, de fapt. A spus că femeia, în general, este o bună gospodină. Ea știe cum să-și organizeze la ea acasă, familia, da, gospodăria. Dacă veți ajunge la conducerea primăriei, cum veți gospodări acest oraș? În primul rând... Și care sunt prioritățile cetățenilor? În primul rând... Prioritățile noastre sunt cele pe care le-am prezentat, servicii publice, dezvoltare economică, dar totodată noi trebuie să ținem cont ca femei, prin comparație cu bărbații, că întotdeauna femeia unește familia, aduce zâmbetul pe buze familiei, organizează evenimente care să placă tuturor categoriilor de oameni, cum de altfel în Megidia s-au întâmplat diverse festivaluri, cum a fost, de exemplu, chiar și festivalul DAPIX, un festival istoric, festivalul Tinere Speranțe, care înțeleg că va urma acum, este un festival cu o vechime destul de mare, festivalul de teatru, tabără de pictură, dar și festivalul Dan Spătaru, pe care eu l-am promis încă de când eram viceprimar, el a fost suspendat, pot să spun, ca să nu spun că a fost încheiat. Eu sunt convinsă că îl putem redeschide foarte simplu. Nu era un festival care să aibă costuri foarte mari. Sunt într-adevăr investitori în orașul ăsta care sunt convinsă că ar ajuta, ar susține acest lucru și sunt convinsă că foarte multe alte activități dedicate tinerilor cu performanțe sau tinerilor care își doresc să cunoască istorie, să cunoască artă, să fie cunoscuți atât la nivel național cât și internațional, o pot face organizând evenimente în acest oraș frumos, un oraș cunoscut prin talentele pe care le-au avut de-a lungul anilor, unul dintre ele, Dan Spătaru, cel mai cunoscut trubadur al României. Ar fi și păcat să nu continuăm această tradiție și pentru viitorii noștri copii, tineri care... Pentru Megidia. Pentru Megidia în general. Și nu numai. Și nu numai, bineînțeles. Doamna Luminița Vlădescu, noi ne apropiem de finalul acestei emisiuni, dar vă adresez o întrebare, așa cum am procedat și cu ceilalți invitați. Ce reproșează omul Luminița Vlădescu politicianului Luminița Vlădescu? Ce reproșează politicianul Luminița Vlădescu omului Luminița Vlădescu? Întâi o să încep ce îi reproșez. Și ce îi transmite? Ce reproșează omul Luminița Vlădescu politicianului Luminița Vlădescu? Practic sunt un om extrem de corect, sunt un om
care vrea să fie tot timpul atent cu toată lumea, însă nu are diplomația și mai are de lucrat la diplomație, pentru că acest mod în care prezinți lucrurile este foarte importantă. Știți că este o vorbă în bătrâni, vorba dulce, mult aduce. Modul în care îți prezinți activitățile, în care te prezinți, trebuie să o faci astfel încât celălalt să perceapă în mod direct că este vorba despre un om bun, corect și care vrea să facă lucruri bune pentru cei din jurul său. Iar politicianul pentru omul, Luminița Vlădescu, pot să spun că poate că nu știu dacă este de reproșat, dar am constatat că am acordat foarte multă credibilitate unor oameni care nu întotdeauna și-o meritau. Și ce-i transmite? Și transmit să fie foarte atentă la oamenii care vor să pară altceva decât sunt. Final de emisiune, vă invităm să adresați un mesaj locuitorilor municipiului Mecidia, ales celor cu drept de vot, colegilor dumneavoastră, tuturor telespectatorilor. Eu mă adresez mecidienilor și spun tuturor așa, să vină în primul rând la vot. Prezența la vot este absolut necesară de această dată, pentru că sunt suverani în ziua votului și să fie convinși că eu și echipa mea vom face ceea ce am spus și că vom respecta întotdeauna, în primul rând, dorințele lor, ceea ce își doresc ei de la o administrație publică locală și, bineînțeles, că vom ține foarte mult cont ca viața lor să se schimbe în bine. Poziția dumneavoastră pe buletinul de vot și poziția echipei PSD pe buletinul de vot? Pe buletinul de vot avem poziția 2, atât la primar cât și la Consiliul Local, la Consiliul Județean și președinte de Consiliul Județean, poziția 3. Doamna Luminița Vlădescu, candidat al Partidului Social Democrat la primăria Mecidia, vă mulțumim pentru prezență, vă urăm succes atât în campanie cât și în ziua alegerilor. Stimați telespectatori, a fost în fața dumneavoastră Luminița Vlădescu, candidatul Partidului Social Democrat la primăria Mecidia. Stimați cetățeni cu drept de vot, nu uitați că votul dumneavoastră este foarte important. Dumneavoastră sunteți factorii decizionali în alegerea celor care să vă reprezinte interesele în următorul mandat. Lumină în suflet și în minte! Stand up.